mai primit niciun bilet în timp și mă gândeam la vremea aceea, cu ani în urmă, când într-o seară ca aceasta erau atât de mulți frați, erau atât de multe surori care doreau să împărtășească din experiențele pe care au avut de lungul anului cu Domnul. Ascultam cu bucurie pe fiecare în parte și mă gândeam la bunătatea Domnului. Dar în seara aceasta, ori nu ați îndrăznit, ori v-ați tot dat în pietate unii altora și n-am mai ajuns biletele la ancore. Nu credeam că voi fi pus în situație de a împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri sub forma unei meditații acum la trecerea dintre ani. Dar văzând că totuși biletele pe care le aștept nu mai vin, mă gândeam că poate la urmă va trebui să spun și eu câteva cuvinte. Nu vreau să fiu lung în vorbirea mea, pentru că eu știu cu cât drag unii dintre dumneavoastră mă ascultă și nu vreau în seara aceasta să strig bună dispoziția nimănui. Mă gândeam la cuvintele pe care Moise le-a scris în Psalmul 90, când printre alte lucruri pe care le-a cerut de la Domnul, l-a cerut și pe acesta. Să-i dea Domnul o inimă înțeleaptă. El zicea, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cuvintele acestea, de obicei, sunt citite din Cartea Sfântă în momente de tristețe, când conducem pe cineva pe ultimul drum. Cu toate acestea, însă, trebuie să ne amintim că suntem pe pământul acesta trecător și poate că într-o seară pe aceasta ne dăm seama cel mai bine cât de repede trece timpul. Parcă doar luna trecută ne-am întâlnit iarăși într-o seară ca aceasta și am fost împreună la masa de dragoste și a trecut așa de repede și de atunci a trecut un an, deși amintirea este încă foarte, foarte proaspătă. M-am gândit de asemenea la faptul că mulți din cei care au început anul acesta n-au mai apucat să-l și sfârșească. Trei frați slujitori pe care i-am cunoscut și au încheiat alergarea pe pământ în anul acesta. Unul este fratele Bersan Cornel, un altul este fratele Prunianu, care a decedat ieri, și un alt frate este din Timișoara, fratele Criste Ștefan. Pe lângă aceștia frați, sigur că mulți alții erau în viață la începutul anului, poate că își făceau planuri pentru anul acesta, poate că aveau multe proiecte în minte, și n-au mai ajuns la capătul anului. Adevărul este că de o vreme încoace timpul aleargă parcă cu așa o grăbire și ne surprind evenimentele și mici și mari nepregătiți. De aceea, această rugăciune a lui Moise cred că ni se potrivește tuturor. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ați numărat bine zilele este un subiect care a dat de gândire multor predicatori și frații pe care am ascultat de-a lungul anilor predicând din acest cuvânt al Domnului, au încercat să explice într-un fel sau într-altul expresia aceasta. Eu cred că ați numărat bine zilele înseamnă a le cumpăni în așa fel încât să ai timp pentru toate lucrurile importante, cu adevărat importante din viață. Pentru că văd în jurul meu o mulțime de oameni care au timp pentru a-și face o carieră, timp pentru a zidi o casă, timp pentru a-și crește copiii, timp pentru a face una sau alta din cele ce țin de viața aceasta, dar îi prinde momentul plecării din lumea aceasta nepregătiți și cu lucrul cel mai important în viață, relația lor cu Dumnezeu, parcă în nerânduială. Și odată plecați, nu se mai poate face nimic. De aceea este bine să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm să ne numărăm bine zilele, în așa fel încât să ne facem timp pentru problemele importante ale vieții, iar cât despre celelalte mai puțin importante, de mai rămâne timp e bine, iar de nu mai rămâne timp, nu-i mare pagubă de el. Dar important este să ne facem timp să rezolvăm problemele majore, importante ale vieții. Doamne, ajută-ne la aceasta!
Dar în același timp mă uitam și la psalmul pe care l-am citit și în care omul Dumnezeu vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu. Sunt 3.000 de ani de când au fost scrise cuvintele acestea și cuvintele acestea după 3.000 de ani încă stau în picioare. Pentru că acela despre care David a scris aceste lucruri minunate este cel ale cărui zile nu se sfârșesc, cum spunea psalmistul în psalmul 102. David zicea despre Dumnezeu că El încununează anul cu bunătăți. Și dacă ar trebui să enumerăm bunătățile cu care Domnul a încununat anul acesta în dreptul fiecăruia dintre noi, probabil că nu ne-ar ajunge timpul. David vorbește aici despre un lucru despre care vreau să vorbesc eu în câteva cuvinte. Și anume despre belșugul de pâine pe care Dumnezeu îl dăruiește omului. Înainte de a spune David, încununezi anul cu bunătățile tale, David, adresându-se lui Dumnezeu, îi spune, Doamne, Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Și tot ce scrie David în continuare, versetul al 10-lea, de bună oară, reprezintă înțelegerea pe care Duhul lui Dumnezeu i-a dat lui David asupra lucrării lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, și tehnologia este importantă. Și economia, dacă vreți. Dar agricultura este foarte importantă, pentru că de acolo ne vine belșugul de pâine. Pe un autobuz, sau poate pe mai multe, care circulau în oraș, era scris fără agricultură nu este mâncare. În limba franceză, evident, scria și suna. Limba franceză suna așa ca un fel de proverb, de poezie scurtă. David a fost conștient că pământul își dă roada prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre oameni nu vor să recunoască lucrul acesta. Gândiți-vă de bună oară dacă anul acesta Dumnezeu ar fi dat un an ploios în care oamenii să pună sămânța sub brază, dar din cauza multor ploi sămânța aceea să putrezească. Recoltele ar fi afectate, prețurile ar exploda, ar fi strâmtorare de pâine, lipsă de pâine în țară. Dacă, dimpotrivă, Dumnezeu ar îngădui peste partea aceasta de lume o vreme de secetă, în care oamenii ar pune sămânța sub brază și ar aștepta să răsară, dar din cauza uscăciunii sămânța ar muri acolo sub bulgărele tare, ar fi iarăși lipsă de pâine și foamete și, odată cu ele, o grămadă de probleme, chiar și sociale. Dar Dumnezeu poartă de grijă și de aceea, în vremea de astăzi, în anul acesta, noi am avut belșug de pâine în casele noastre. Pâinea pe care o aveți pe masă, că e cu semințe, de un fel sau de altul, mai brună sau mai albă, este, dacă vreți, rezultatul unui proces. Este capătul unui proces. La capătul celălalt de început este binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că David zicea, Tu îi binecuvântezi răsadul. Dacă Dumnezeu nu ar binecuvânta răsadul, pământul n-ar rodi. Dacă n-ar rodi un an sau dacă n-ar rodi doi, populația globului ar fi cuprinsă de niște mișcări deosebite. Mi-ar fi greu, groază să mă gândesc la ce s-ar întâmpla. Spunea unul din frații care în seara aceasta este aici și mă aude că noi am ajuns în situația în care depindem într-o totul de magazin. Că dacă în 3 zile nu ne-am duce la magazin, cam tot ce avem noi în frigiderele noastre, în cămările noastre, în șambra floasă sau în alte locuri unde mai obișnuim să depozităm alimente, în 3 zile, maxim 4, toate acestea s-ar epuiza și oamenii alerga de la magazin la magazin. În cele din urmă, noi trebuie să recunoaștem că depindem de bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea lui Dumnezeu s-a revărsat peste noi de-a lungul anului acestuia. Oare ar putea cineva să spună din cei ce mă ascultă în seara aceasta că și-a trimis în anul acesta o singură dată măcar copiii flămânzi la culcare? Că le-a spus copiilor, mergeți în seara aceasta și vă culcați cum puteți? Că poate mâine va fi mai bine și vom găsi o coajă de pâine să o împărțim? Eu cred că nu. Din frigiderele noastre, copiii noștri aleg ce vor ei. Stau în fața lor cu ușa deschisă și sunt totuite oare ce să ia de acolo.
E plină casa fiecăruia dintre noi de binecuvântări. Și vreau să știți lucrul acesta limpede. Ele, toate acestea, sunt expresia bunătății lui Dumnezeu și a purtării lui de grijă. E ferice de omul care recunoaște în toate acestea purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și e vai de omul acela care se lasă înșelat de gândul că toate acelea le are pentru că a fost mai descurcăreț, mai priceput decât alții și a știut să manageze mai bine oportunitățile pe care le-a întâlnit în drum. Este adevărat, Dumnezeu încarcă și împodobește anul cu bunătăți. Și cred cu tărie ceea ce spunea omului Dumnezeu Iacov în vechime. Tot ce ni se dă bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor. Toate binecuvântările de care ne-am bucurat împreună cu cei dragi, ocrotirea, purtarea de grijă, călăuzirea la diferite răscruci ale drumului vieții noastre, toate acestea vin din partea lui Dumnezeu și sunt o dovadă că după 3.000 de ani, de când au fost scrise aceste cuvinte, Dumnezeu încă încununează anul cu bunătățile Lui. Ale Lui sunt și ne face și nouă parte de ele. Și se cuvine să spunem în seara aceasta, din toată inima, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Lucrul acesta îl spun și cred că l-am mai spus odată aici. Faptul că tinerii noștri se pregătesc, merg la școli, își aleg cariere, profesii, se orientează care este de viitor, ce oportunități li se deschid cu acele calificări în viitor, nu este nici de departe un lucru rău. Dar aș vrea să le spun tinerilor care mă ascultă în seara aceasta, dincolo de toate, totul depinde de îndurarea și de bunăvoința lui Dumnezeu. Te poți pregăti astăzi pentru cea mai promițătoare carieră din câte găsește viața muncii. Să studiezi cu atenție toate carierele de viitor, tot ce spun specialiștii pe diferite site-uri, să-ți alegi profesia cea mai bună, să-ți destăduiești, să fii cel mai bun dintre toți, să absolvi școala la care te înscrii cu magna cum laude și totuși, la un an sau doi după ce ai terminat școala și ai terminat-o poate cu datorii de $10.000, să te pomenești într-o lume în permanentă schimbare că profesia pentru care te-ai calificat nu mai are atât de multă căutare. Că între timp lucrurile s-au schimbat. Că meseria aceea nu mai este de interes. Totul este în schimbare. Dar făgăduințele lui Dumnezeu rămân în picioare. Indiferent cum va arăta anul 2020 din punct de vedere omenesc, aș vrea să vă dau asigurarea aceasta. Toți cei care vă puneți încrederea în Domnul, să știți că veți trece cu bine anul acesta. Toți aceia care veți chema pe Domnul în fiecare zi, în viața dumneavoastră, în familia dumneavoastră, în casa dumneavoastră, să știți că veți avea un însoțitor de nădejde în călătoria anului 2020. Nu cred că este un lucru rău ca la cumpăna dintre ani să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Noi vom încheia în câteva minute timpul de părtășie de aici, timpul rânduit mărturiilor și cântărilor și după aceea vom încerca să ne organizăm cumva să avem o părtășie la o masă de dragoste. Eu am văzut că surorile noastre în seara aceasta s-au dat jos din mașini și cu brațele încărcate de bunătăți s-au dus cred că la basement au depus totul. Vor aduce totul și vom sta împreună la o masă de dragoste. Aș vrea să nu vă grăbiți să plecați spre casă. Probabil că aveți și planurile dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că părtășia în casa lui Dumnezeu e totuși frumoasă și este importantă. Așadar, după ce vom încheia partea aceasta aici, vom continua părtășia în jurul unei mese de dragoste. Și tare mult m-aș bucura dacă dumneavoastră ați fi dispuși să rămâneți pe loc, să nu plecați spre casă, pentru că la cumpăna dintre ani, cum obișnuim noi să spunem, să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului. Să-i mulțumim că a fost bun cu noi de-a lungul acestui an, că ne-a purtat de grijă. Cu bucurie îți dau loc, frate, pute, trebuia să-mi spui mai din timp că mă opream. Să
mulțumesc Domnului că lucrul acesta sunt 20 de ani, pentru că a plecat de acasă de la mama. Și nu a dus lipsă de pe fratele Iosif. Mi-a zis că surorile, mâinile încărcate și frații. În acești 20 de ani, Dumnezeu m-a binecuvântat și nu m-a lăsat să mă pierd. Și datorită experienței mele, datorită și doar dragostei Dumnezeu față de mine. În acești 20 de ani, pot să spun de două ori că Dumnezeu m-a ferit de moarte, când nu eram căsătorit, mergeam la lucru cu mai mulți tineri în Italia și era o zonă unde era multă ceață și n-am văzut că am ajuns în intersecție, era o stradă principală, eu veneam către una secundară și era foarte traficată de camion. Și cum am traversat de-a dreptul, dintre mașini am trecut dincolo de stradă, am intrat pe un poduleț la o casă. Unul din tineri era din Făgăraș, zice, bă, mamă, o scăpă adevărat, cineva te iubește acolo sus. A trecut printre camioane. Acolo era o singura dată când am zis, Doamne, nu știu de ce, m-ai lăsat în viață. Nu știu. Dar îți mulțumesc și am mulțumit Domnului și astăzi sunt încă în viață. O altă dată eram cu soția, după ce ne-am căsătorit, după 2 săptămâni. Eram cu o altă pereche, o altă tineri. La alții am mai spus, i-am zis de vreo 3 ori, lasă-o mai încet, că lua foarte tare, curenția și băteai vântul și strada era cu, autostrada era cu vâns de apă. La 130 de km la oră, 120-130, am făcut planare și mașina a început să fugă într-o parte și alta. S-a izbit cu partea din spate de parapentul dintre stânzi. Era o bordură de beton care între ele câteodată se puneau niște țevi unde putea să treacă poliția pe partea cealaltă. Când a izbit mașina partea din spate unde Loredana era, mașina s-a dat peste cap și a căzut cu susul în jos. A început să alunece într-o parte, chiar am văzut când a depășit un camion, tot așa un tir, și mașina a început să alunece în lateral, am zis că acum am văzut așa ca o viteză, așa, tot ce se putea întâmpla, deci ce nu puteai să te, să vorbești sau să zic așa, așa de repede, ca un film s-a derulat, gata, aici se poate întâmpla orice, să fie sfârșitul. Dar Dumnezeu, că s-a întâmplat de nou și Loredana a avut 2 vertebre turtite și când am ieșit din mașină, a venit un domn, ce era un doctor, a început să o piște de deget, nu știu ce aia. Și a întrebat că dacă simte ceva. Și chiar am zis, Doamne, îți mulțumesc. Pentru că Tu ne-ai îndătuit, Iisuse, Doamne, Dumnezeule. Până aici. Ai fost cu noi și astăzi încă Doamne, e sănătoasă. În luna de miere a trebuit să am grijă de ea. Dar Dumnezeu nu i-a lăsat și astăzi suntem aici. Mulțumim Domnul pentru copiii care mi-a dat. Dar nu acesta. Am avut pe harmic. Și am rugat poate greșit și am zis, Doamne, de ce este așa? Noi nu știu de ce este așa, știu că este o binecuvântare de la Dumnezeu și îmi mulțumesc. Nu vreau să supăr pe Domnul orice ar fi. Poate pentru mine sunt lucruri care nu pot să treci peste. Dar până aici Dumnezeu mi-a ajutat. Vrăjmașul vin cu gândul, care eu nu știu de ce. Gândul care nu se voia Domnului și îi mulțumesc Domnului că astăzi suntem bine și nu ne-a lăsat. Mulțumesc Domnului pentru toate. Nu m-am dus lipsă de tine. Sora Ligia.
Dumnezeu îl mulțumesc de toată cinstea. Amin. Nu are nici cuvinte să-i mulțumim de ajuns pentru tot ce a făcut pentru noi și pentru ce face în fiecare timp. Și multe alte lucruri, vedem la Dumnezeu în fiecare zi în viața noastră și merită toate lor. Mai e cineva care dorește să împărtășească experiența cu Dumnezeu, ceva prin care să aducă slavă lui Dumnezeu? Dacă nu, înainte de a vă chema să ne rugăm pentru binecuvântarea bunurilor de pe masa de dragoste, aș vrea să vă aduc aminte că am luat hotărârea să solicit bisericii să intrăm într-un lanț de post și rugăciune pentru biserică, pentru unitatea bisericii, pentru îmbunătățirea stării spirituale, a vieții spirituale a bisericii. Și ziceam că aș vrea să începem de la 1 ianuarie. Pentru ziua de mâine există cineva care stă în post înaintea Domnului, dar pentru zilele care urmează aș vrea să mai primesc din partea dumneavoastră. Cei care doriți să intrați în această lucrare, vă rog să mă contactați, să-mi spuneți, pentru ca începând de la 1, timp de 40 de zile, să fie în permanență măcar un suflet, dacă nu chiar mai multe, în zi de post și rugăciune înaintea Domnului pentru starea bisericii. Cred că este foarte important, pentru că, așa după cum am spus, măcar că Dumnezeu ne face nouă mult bine și ne-a chemat să ne fim frați unii altora, sunt foarte multe duhuri de nemulțumire, de critică, care îi îmbolnesc pe frate la tot felul de atitudini și mi se pare ciudat. Aș vrea Dumnezeu să apere El biserica aceasta și să ridice El la starea la care o dorește. Amin. Și acum vă chem să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să ne rugăm pentru bunurile de mâncare ca Dumnezeu să le binecuvânteze și în același timp să ne rugăm și pentru mâinile care s-au trudit în pregătirea acestor bunuri de mâncare, pentru că n-au apărut așa ca din semn. Cineva a muncit pentru ele, s-a străduit, a pus deoparte timp și cred că le-a pregătit cu dragoste. De aceea aș vrea să ne rugăm și pentru surorile noastre care au pregătit aceste bunuri. Amin.